Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Gonța și vă invit la știrile TV8. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Vor sta câte 30 de zile în izolator foștii deputați comuniști Anatolie Zagorodni, Vladimir Vituc, Artur Reșetnikov și Sergiu Sârbu, în timp ce fosta lor colegă de partid Violeta Ivanov va sta în arest 20 de zile. Fiind reținuți acum 2 zile pentru îmbogățire ilicită, cei 5 au cumpărut astăzi în fața magistraților. Cum pledează, vedeți imediat la știri. Ofițerii CNA au efectuat astăzi percheziții la Centrul de Sănătate din Stăuceni în dosarul privind eliberarea certificatelor de vaccinare anticovid false. 6 angajați din cadrul instituției sunt bănuiți de trafic de influență, cum comentează situația medicul șef al centrului, vedeți în jurnal. Începând de luni 7 februarie, elevii revin în sălile de clasă. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației după ce o decizie în acest sens a fost luată de Direcția Generală Sănătate a Primăriei Chișinău. Vedeți în continuare ce polemici au urmat și cine își asumă responsabilitatea pentru o eventuală înrăutățire a situației în sănătate. Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a fost rechemat la București printr-un decret semnat astăzi de către președintele Klaus Iohannis. Cum își va continua cariera diplomatică și cine îi va ocupa locul, aflați în câteva clipe la știri. Foștii deputați comuniști acuzați de îmbogățire ilicită vor continua să se afle după gratii. Anatolie Zagorodni, Vladimir Vituc, Artur Reșetnikov și Sergiu Sârbu s-au ales cu câte 30 de zile de arest preventiv în izolator. Singura femeie din grupul arestaților, fosta deputată șor Violeta Ivanov, a primit 20 de zile de arest. În timp ce erau escortați de mascații de la anticorupții, unii n-au vrut să comenteze acuzațiile care li se aduc, preferând să tacă. În schimb, Artur Reșetnikov și Sergiu Sârbu au declarat că sunt nevinovați și că este vorba despre o răfuială politică. Rând pe rând, cei 5 foști deputați au fost aduși în fața instanței de judecată. Primul escortat a fost Anatolie Zagorodni, care însă n-a scos niciun cuvânt. Cum comentați acuzațiile aduse? Vă recunoașteți vina? Mai apoi a fost adusă și Violeta Ivanov, care de asemenea n-a vrut să discute cu presa. Vă recunoașteți vina, doamna Ivanov? La ce decizie vă așteptați? Credeți că e un joc politic? Artur Reșetnikov va continua să o învinuiască pe Maia Sandu pentru reținerile de acum 2 zile. De asemenea, el a susținut că n-a mâncat nimic în ultimele zile și că va continua greva foamei în semn de protest față de arestările ilegale. Toate veniturile noastre sunt mai mari decât cheltuielile. Ați mâncat ceva zilele? N-am mâncat nimic și am un mesaj, de fapt am un regret, că am votat pentru doamna Maia Sandu și am adus la putere un monstru cinic care distruge statul. La ieșirea din sala de judecată, el a recunoscut totuși că deține conturi cu 10.000 de euro, dar spune că ar fi declarat totul la Autoritatea Națională de Integritate. Am demonstrat că veniturile familiei mele sunt cu mult mai mari decât cheltuielile. Concluzia că este o persecutare politică din partea guvernării. Conturile cele cu 10.000 de euro sunt a dumneavoastră? Da, legal tot. Declarate la nimeni. Ce... Noi nici probe în mare parte n-am văzut, pentru că deci, întreaga învinuire este bazată doar pe un raport operațional, adică un document care nu poate fi recunoscut ca probă în cadrul unui proces penal. Însoțit de mascații de la Centrul Național Anticorupție, Vladimir Vituc a fost adus și el în fața instanței. Fostul deputat însă n-a vrut să comenteze acuzațiile aduse. Domnule Vituc, cum comentați? Rog frumos! Ultimul care a fost adus la judecătorie a fost Sergiu Sârbu. El a făcut câteva declarații scurte în care a menționat că nu are averi pe care să nu le poată justifica, iar acasă la el oamenii legii nu au găsit nimic care să-l incrimineze. Cu un desen al familiei în mână, el a declarat că aceasta este bogăția sa, pentru care este gata chiar să facă pușcărie. Iată bogăția mea. Dacă ea este ilicită, eu sunt gata să fac pușcărie, dar nu renunț. În rest... Asta e declarația de avere? Aberanție. E vinovat. A dumneavoastră acasă au fost găsit 10.000 de euro? De asemenea, Sârbu a negat cu vehemență că l-ar fi avertizat pe fostul său coleg de partid, Artur Reșetnikov, că urmează să aibă loc perchezițiile. Avertizat pe domnul Reșetnikov că o să aibă loc percheziții. Nu este adevărat. După ce a aflat că va petrece următoarele 30 de zile în izolator, Sergiu Sârbu s-a arătat convins că își va demonstra nevinovăția. Va trece și asta. Doar moartea este... ireversibilă. În restul totul este reversibil.
La rândul său, procurorul a precizat că deocamdată nu poate oferi mai multe detalii despre anchetă și a evitat să spună dacă Sârbu este acuzat că l-ar fi atenționat pe Reșetnikov că se va pomeni cu mascații la ușă. În cadrul executării acțiunilor de urmărire penală au fost stabilite careva circunstanțe care au ne-au forțat să aplicăm măsură preventivă sau măsură de constrângere în privința altei persoane. Altceva nu. O altă cauză penală pe numele domnului Sârbu, pentru că l-a avertizat pe domnul Reșetnikov. La moment, alte detalii nu vă putem oferi. Pentru a-i susține pe Sergiu Sârbu, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, la sediul judecătoriei Ciocana au venit colegii lor din partidul Șor. Marina Tauber a declarat că este sigură de nevinovăția acestora și că este vorba doar de un joc politic. Noi astăzi am venit aici să-i susținem colegii noștri. Noi știm că nu sunt vinovați în nimic. Noi cunoaștem că ei au schimbat partide și au fost în diferite partide. Acest lucru nu încalcă legea. Între timp, oamenii legii au oferit detalii despre perchezițiile efectuate. Într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție informează că verificările au continuat și pe parcursul zilei de ieri la domiciliile persoanelor vizate, în automobilele lor, precum și la apropiați. În rezultat, au fost ridicate computere, telefoane mobile, documente, înscrisuri de ciornă și alte lucruri ce urmează să fie examinate. Acoperiți de asemenea și mii de euro și dolari, iar procurorii urmează să verifice de unde provin acești bani. Mai mult, în cadrul perchezițiilor desfășurate la unul dintre foști deputați, procurorii spun că au găsit în seiful unei bănci 65.000 de euro și 30.000 de dolari, iar într-un alt depozit bancar, figurantul păstra 20.000 de dolari și 85.000 de euro. Sume importante de bani au fost depistate și la ceilalți bănuiți, mai spun oamenii legii. Reprezentanții Procuraturii Generale însă au evitat să dea nume, făcând trimitere la secretul anchetei. Cât privește ceilalți foști deputați transfugi, 6 dintre ei au fost deja audiați și sunt puși sub învinuire. Aceștia au dat declarații, dar niciunul dintre ei nu își cunosc vina. Alți doi încă urmează să fie interogați. Au fost percheziții la Centrul de Sănătate Stăuceni. Potrivit ofițerilor anticorupție, 4 medici, un intermediar și un registrator din cadrul instituției sunt bănuiți de trafic de influență. Aceștia ar fi organizat eliberarea zeci de certificate de vaccinare anticovid, fără imunizarea de facto. Am încercat să discutăm cu medicul șef al centrului, însă acesta ne-a declarat că nu cunoaște detalii. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că cel puțin 20 de persoane ar fi primit certificate de imunizare false la Centrul de Sănătate din Stăuceni, chiar dacă la momentul vaccinării împotriva COVID-19 acestea se aflau peste hotarele țării. Datele anchetei arată că sumele pretinse și primite de angajații instituției medicale ar fi variat între 1.500 și 6.000 de lei pentru un certificat și introducerea informației despre vaccinare în registrul de evidență. Potrivit medicului șef al instituției medicale, el nu deține astfel de informații și nu are cum să comenteze cazul. Nu avem și de informat mai mult decât ce aici s-a trecut. La cine a fost? Atât vă verificați. Au fost colaboratori din certe instanțe. S-au făcut verificări, noi informații nu avem care să vă prezentăm. De la ce instituții? CNA sau ce? Instituțiile cred că o să raporteze singuri care au fost. Noi nu avem ce comenta. Și au fost mulțumim. Mulțumim. Nu cunoaștem. Nu au fost informați absolut. S-au verificat și au plecat. Dar cu ce ocazie au fost? Dumneavoastră nu v-a spus nimic. Nu știm informații. Nici alți angajați de la Centrul de Sănătate nu au dorit să comenteze cazul. Și locuitorii din Stăuceni spun că nu cunosc nimic despre faptul că la Centrul de Sănătate se eliberau certificate false de imunizare împotriva COVID-19. Dar certificate false de vaccină? Nu cunoaște. Nu cunoaște. Nu cunoaște. Amintim că anterior un medic și trei intermediari au fost învinuiți de trafic de influență la eliberarea certificatelor de vaccinare anticovid în aceeași cauză penală. Prima percheziție a fost efectuată în noiembrie 2021, atunci când au fost ridicate mai multe certificate false de vaccinare anticovid. Dosarul a fost pornit în urma unor informații operative care au condus la deconspirarea întregii scheme de corupție. Se trezesc cu noaptea în cap pentru a cumpăra pâine socială, chiar dacă autoritățile au spus că franzeluța va majora stocul zilnic al acestui produs. Acesta se epuizează foarte repede. Oamenii scot la 5-6 și ca să vii să iei pâine socială. Ce spun vânzătorii, dar și bătrânii pe care i-am surprins cu noaptea în cap sub ușa magazinului, vă spunem la știți.
Elevii revin în sălele de clasă în baza unei circulare a Ministerului Educației, dar în lipsa unei decizii a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Acest lucru a trezit nedumerire printre unii membri ai Comisiei, care și-ar fi dorit ca momentul să fi fost discutat într-un format mai larg. Pe de altă parte, guvernul a precizat pentru TV8 că pentru revenirea la școală nu este nevoie de a fi convocată Comisia. Ordinul ministrului este suficient, a declarat purtătoarea de cuvânt a executivului. Astăzi, într-o postare pe Facebook, ministra Sănătății a declarat că Republica Moldova a reușit să evite explozia de cazuri și că suntem într-o perioadă de regres. Decizia ca elevii să revină la ore cu prezență fizică urma să fie luată de CNSP. Acest lucru a fost hotărât însă de către membrii Comisiei Municipale Extraordinare de Sănătate Publică și cei din Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău. Autoritățile municipale spun că s-au văzut nevoite să intervină, întrucât astăzi expira valabilitatea ultimei decizii a CNSP, emisă acum 2 săptămâni. În fapt, odată ce decizia de introducere a orilor online a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, conform prevederilor juridice și atribuțiilor și competențelor pentru această comisie, renunțarea la orele online urma să fie aprobată tot de această comisie și nu pentru o simplă circulare a Ministerului Educației. Este o gafă juridică regretabilă. Și totuși, cine este responsabil și în ce context s-a luat această decizie? Întrebarea și-o pune pe Facebook chiar unul dintre membrii CNSP, Oleg Lozan. Și în opinia acestuia, decizia de a trece de la orele online la cele cu prezență fizică urma să fie luată de CNSP și nu de Ministerul Educației sau Primăria Chișinău. Prin urmare, urma să aibă loc o evaluare a riscurilor. În acest caz, însă, nu este clar cine își asumă responsabilitatea pentru o eventuală înrăutățire a situației, mai scrie Oleg Lozan. Însă șeful Direcției Generale Sănătatea Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, spune că situația epidemiologică permite revenirea elevilor în sălile de clasă. În aceste 2 spitale municipale care le-am avut activate pentru COVID la copii, am avut săptămâna trecută zile când era exact un număr dublu de pacienți cât numărul de paturi existent. Iată că în această săptămână a descrescut esențial numărul de interneri. Despre o descreștere a numărului de infectări a anunțat și ministra Sănătății, Alana Merenco. Deși avertizează că pericolul acestui val încă nu a trecut, ea susține că explozia a fost evitată și își exprimă speranța că linia de coborâre se va menține. Totodată, Merenco precizează într-un comentariu la această postare că Ministerul Sănătății nu poate decide modalitatea de desfășurare a studiilor. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a guvernului ne-a comunicat că nu va avea loc o ședință a CNSP în această chestiune, întrucât comisia se convoacă la necesitate și nu există o periodicitate a întrunirilor. Cât despre revenirea elevilor în școli, ea zice că este suficient ordinul Ministrului Educației. Potrivit datelor Ministerului Educației, începând cu 7 februarie, curent, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, publice și private, se va desfășura cu prezență fizică și activitățile extrașcolare planificate pentru acest weekend pot fi organizate în format fizic. Rând pe rând, corturile amenajate pentru testare se închid. La o săptămână de la instalarea lor, din 16 corturi au rămas doar 5. Asta deși amplasarea acestora în preajma policlinicilor trebuia să scadă din presiunea asupra medicilor din cauza fluxului mare de persoane care vin să se testeze. La telefon, responsabilii ne-au spus că deocamdată punctele de testare din centrele medicilor de familie se descurcă, iar dacă va fi nevoie, corturile ar putea fi reinstalate. Unul dintre corturile de testare era amplasat chiar aici, pe strada 31 august, în preajma policlinicii numărul 1. Au trecut exact 10 zile de la inaugurarea acestor corturi, iar astăzi vedem că instalația deja nu mai este. Spații pustii unde trebuiau să fie amenajate corturi de testare am găsit și în sectorul Râșcani al Capitalei, dar și în cartierul Poșta Veche. Iar la centrul medicilor de familie numărul 7, de exemplu, cortul a rămas singurel în spatele policlinicii, intrarea fiind blocată cu câteva pietre. La început au fost vizitați de mult pacienți. 110, 120, 180, 60 și de acum numărul s-a epuizat. Majoritatea vin în centrul medicilor de familie.
Managerul instituției medicale ne-a mai spus că în prezent zilnic sunt efectuate în jur de 50 de teste PCR și tot atâtea rapide. Responsabilii de la IGSU care au oferit corturile ne-au spus că acum sunt funcționale doar 5 din cele 16 corturi despre care anunța primăria. O parte din corturi și-au suspendat activitatea, întrucât nu mai este necesară activitatea acestora, pentru că pacienții au fost testați în instituțiile medicale, iar numărul acestora nu a fost în creștere. Asta deși chiar ieri în Republica Moldova s-au înregistrat 5.212 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din peste 17.000 de teste efectuate. Săptămâna trecută am avut o cerere enormă pentru testare și foarte straniu, săptămâna aceasta a scăzut această solicitare. Adică a fost un val, nu știu, o mobilizare a populației. Un alt motiv, potrivit șefului Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, ar fi faptul că în policlinici a fost mărit numărul punctelor sau a coridoarelor unde cetățenii care prezintă simptomele coronavirusului se pot testa după ce primesc o îndreptare de la medicul de familie. Avem înțelegerea cu Inspectoratul General situații excepționale, că dinși sunt foarte receptivi și la prima necesitate, dacă apare un flux sporit, ei pot monta un cort și îl fac operațional în maxim 30 de minute. Cele 16 corturi de testare au fost inaugurate cu mare fast pe data de 25 ianuarie, iar la evenimentul de lansare a participat și primarul general al Capitalei. Dacă revenim la situația pandemică din țară, ieri 5.212 teste au arătat un rezultat pozitiv. Din numărul total de cazuri, 315 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Între timp, în spitale se tratează de coronavirus peste 3.000 de persoane, dintre care 183 în stare extrem de gravă, iar 29 de pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Din nefericire pentru 16 persoane cu comorbidități, COVID-ul a provocat un sfârșit letal. Doi polițiști care activau la Hâncești au fost reținuți în flagrant și sunt cercetați pentru luare de mită. Cei doi ar fi cerut și primit 8.500 de lei de la o persoană pentru a nu trage la răspundere pentru comiterea unui accident rutier. Împreună cu cei doi inspectori a fost reținut și intermediarul schemei. Doi polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției au fost reținuți în flagrant și sunt suspectați de luare de mită. Cei doi ar fi cerut și primit 8.500 de lei de la o persoană ca să nu fie trasă la răspundere pentru un pretins accident rutier produs acum două luni. Împreună cu cei doi angajați de la IGP a fost reținut și intermediarul scheme care a preluat banii și a transmis inspectorilor. Bărbatul din imagine a fost reținut ieri pe teritoriul unei stații PECO din Hâncești în momentul în care acesta îi transmitea unuia dintre polițiști suma de 6.500 de lei. Ulterior, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție a Ministerului de Interne l-au reținut și pe cel de-al doilea angajat al poliției. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă ani grei de închisoare. A aflat că are cancer chiar în timp ce fiul ei lupta cu maladia necruțătoare de Ziua Internațională de Prevenire a Cancerului. Vă arătăm istoria de viață a Nataliei Vâlcu, mama care a sperat până în ultima clipă că atât ea cât și fiul ei vor ieși învingători. Dar boala a decis altfel. Fiul său a pierdut lupta cu cancerul. Astăzi ea este președinta Asociației Viața Fără Leucemie, ce are ca scop acordarea sprijinului moral și material copiilor bolnavi oncologic și familiilor care îngrijesc. Printre cei care ar avea nevoie de astfel de ajutor se numără și Maxima Covei, un copil de 11 ani cu tumoare la os, care de altfel este convins că va învinge boala și va merge acasă sănătos. Natalia își amintește cu lacrimi în ochi și durere în suflet despre momentele tragice prin care a trecut. La scurt timp după ce părea că fiul său, Gheorghe, a învins boala nemiloasă, cancerul a recidivat, iar după câteva zile și ea a primit vestea că are o maladie oncologică. Totuși s-a axat pe sănătatea fiului și pentru a-l ajuta să se vindece, au plecat în Italia, unde au continuat lupta pentru viață. A fost însă o bătălie peste puterile copilului său. Deși de la moartea lui Gheorghiță au trecut 2 ani, Natalia spune că nu poate accepta ideea că el nu mai este.
vârstă. Totuși a trebuit să devină puternică pentru alți doi copii care o așteptau acasă. Așa că a început să activeze în calitate de președintă asociației Viața fără leucemie, ajutând mai mulți copii bolnavi de cancer și familiile acestora. Ironia sorții a fost că în aceeași săptămână noi am primit verdictul că Gheorghiță a făcut recidivă, deci boala s-a întors. Și cam la 3-4 zile am primit și eu diagnoza mea că am și eu o boală oncologică. Și acele momente au fost cele mai grele. Din păcate, Gheorghe a pierdut lupta cu cancerul în decembrie 2019. Acest lucru cumva m-a demotivat și pe mine. Ziceam și eu, la ce bun să mai continui eu dacă oricum n-a fost cu succes și lupta care am avut-o noi cu el n-a... Nu s-a finisat, poate, cu acel final pe care noi îl așteptam. Acum luptă cu această boală crâncenă și Maxim, care a fost diagnosticat cu tumoare la os în urma unor dureri în zona genunchiului. Din momentul diagnosticării, adolescentul a început chimioterapia în Republica Moldova. Astăzi el se află în Germania cu un picior amputat, iar metastazele din plămâni aproape că au dispărut. Băiatul luptă pentru viață și spune că vrea să trăiască după ce a trecut prin atâtea încercări. Deși le este foarte greu, mama lui Maxim este gata să țină piept greutăților. Am bătut alarma atunci când deja deasupra genunchiului a apărut o inflamație mare, adică și asta mi-a dat de bănuit. El mă ruga și mă pune să-i promit că el nu se moară. Mama, promite că n-ai să lași nici un medic să ne taie picior. Și îl promitem, cu toate că eu nu eram sigur de asta. Vreau să mă ajute pentru că e grea perioada asta și noi când avem posibilitatea să mai donăm și noi la scurt. Medicii oncologi declară că cea mai bună metodă de prevenire a cancerului este efectuarea analizelor periodice, iar în caz de suspiciune ori stare de rău, oamenii trebuie să se adreseze la medic pentru ca boala să nu se agraveze, iar dacă pacienții vin la timp în zilele noastre, tratament există pentru toți, mai spun specialiștii. Sigur că un pacient care se adresează la un stadiu timpuriu și tratamentul va fi mai puțin agresiv și pronosticul lui pentru viață va fi mai bun decât la un pacient care se adresează într-un stadiu tardiv. Dar opțiuni de tratament există pentru toți pacienții. Chiar dacă un pacient a reușit să învingă cancerul și este într-o perioadă de remisie sau în general nu sunt careva celule, s-a înlăturat total prin tratament chirurgical sau prin chimioterapie, el oricum rămâne la o supraveghere regulată pe toată viața. În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Cancerului, care a fost instituită cu scopul de a informa populația pentru prevenirea maladiei și salvarea milioane de pacienți diagnosticați cu cancer. Anual, la nivel mondial, în jur de 10 milioane de oameni mor din cauza cancerului, potrivit OMS. În Republica Moldova, din cauza bolilor oncologice, anual mor 6.000 de oameni. În anul 2020 a fost înregistrată peste 8.500 de cazuri noi de cancer. Cel mai des întâlnit este cancerul mamar, urmat de cel pulmonar. Pâinea socială este unul dintre produsele ieftine la care râvnesc toți pensionarii din capitală, doar că pentru asta bătrânii trebuie să se trezească cu noaptea în cap, deoarece stocul se epuizează foarte repede. Cei care nu reușesc să o cumpere sunt nevoiți să ia până la preț dublu. După scumpirea prețurilor, combinatul de panificație Franzeluț a început să producă pâine socială cu 50% mai mult. Acest bărbat spune că se trezește cu noaptea în cap de cel puțin 2 ori pe săptămână pentru a reuși să procure cel mai ieftin produs de la Franzeluța, pâinea socială. Cumpăr o dată la 3 zile. Când vin la lucru, eu de la țară și când trec la seară și vin mai dimineață și-mi cumpăr. Pâine socială? Da. La mine buna dimineața e la ora 4, dar vin la magazin aici jumate la 7. Este rând, câtă lume? De nu este, când vin eu, este în jur la vreo 15-20 de oameni. Când așa vedem că dăm unul ne ajunge, e clar lucru că trebuie să procurăm ceva mai. Câte pâini de obicei cumpărați? 2, mai mult nu. Pentru ca pâinea, care este de 2 ori mai ieftină decât cea obișnuită, să le ajungă tuturor doritorilor, o singură persoană poate cumpăra doar 3 bucăți. Această pensionară ne-a povestit cu lacrimi în ochi că pensia de 1700 de lei pe care o primește nu-i ajunge nici pe departe pentru strictul necesar, iar cei mai mulți banii de pe medicamente, așa că pâinea socială este o adevărată salvare pentru ea. Eu dacă iau 2 bucăți, îi ajunge pe 2 săptămâni.
luat două pâini și două săptămâni le-am mâncat. Păi de nevoie? Tai, o tai, și o pun în înghețărie și o scot când îmi trebuie câte două bucățele. O înghețați? Sau... O îngheț, că altfel ies să ne crește. Produsul ieftin nu le ajunge însă tuturor. De exemplu, la magazinul Franzeluța de pe strada Armenească, stocul a fost epuizat la aproape 3 ore de la deschidere, iar cei veniți erau nevoiți să facă calea întoarsă sau să cumpere alt tip de pâine mai scump. Сейчас хотела купить, но уже говорят, что в 7 часов утра его уже нету. Поэтому я не купила, а вообще купила уже то, что есть. Потратили, получается, чуть больше. Ну, естественно, в 2 раза больше. Când nici nu dau de vin la socială, când vin de la lucruri, de acum socială s-a mântuit. Eu de care este? E scumpă, da? Foarte. Cu o pensie cea de mică e foarte scumpă. Practic cu o pâine simplă cumpărați două sociale? Două, da. Și nu reușiți, ziceți. La ce oră veniți de obicei? La 9. Că da. Schimbul meu e la 8. Până ce vin, până ce încolocoace. Eu iubesc vot acolo, că eu iubesc. Și așa podorajam. Odată cu majorarea prețurilor la tot sortimentul de pâine și produse de panificație, întreprinderea Franzeluța a anunțat că va crește cu 54% volumul pâinii sociale Chișinău. Responsabilii de la Ministerul Agriculturii ne-au spus anterior că aceasta a fost una dintre solicitările guvernului, care nu poate influența politica prețurilor promovată de Franzeluța și nu ar avea alte soluții ca scumpirea pâinii să nu afecteze buzunarele cetățenilor. Olimpiada este olimpiadă, iar somnul este somn. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dormit în tribuna de la Beijing, întâmplător sau nu, în acest timp defila echipa din Ucraina. Detalii imediat la știri. Adunarea populară a Găgăuziei și-a ales președintele după a 15-a încercare. Este vorba de Dmitri Constantinov. Acesta a fost desemnat cu votul la 18 deputați din regiune. Deputații au avut opinii diferite privind numărul de voturi necesare pentru a fi ales președintele. Asta în contextul în care, acum câteva zile, doi deputați au încetat din viață. În timp ce aleșii purtau discuții despre procedura de vot, afară se desfășura un protest. Constantinov a fost... A mai fost deputat, dar și președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Ultima tentativă a eșuat după ce pentru el, care a fost singurul candidat înscris în curs, au votat doar 16 persoane. Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ionita, a fost rechemat din funcție. Decretul a fost semnat astăzi de către președintele țării vecine, Klaus Iohannis. Presa română scrie că în locul lui Daniel Ionita, funcția de ambasador va fi preluată de către actualul șef al misiunii diplomatice de la Kiev, Cristian Leon Țurcanu, rechemat și el prin decret prezidențial. Cristian Leon Țurcanu este diplomat de carieră, iar din 2016 ambasador al României în Ucraina. Înainte de asta, timp de un an, Țurcanu a fost angajat în cadrul ambasadei României în Republica Moldova. De la Chișinău, Daniel Ionita va merge în regatul Suediei, unde ar urma să preia funcția de ambasador. El a fost numit în funcție de șef al misiunii diplomatice române la Chișinău în 2016. Celebrul compozitor Eugen Doga s-a îmbolnăvit a doua oară de COVID, acum el se recuperează după aproape două săptămâni de tratament în spital. Într-o postare pe Facebook, marele artist a vorbit despre momentele de cumpână prin care a trecut. Iată că a doua oară am nimerit în spitalul orășenesc numărul 2 Sfântul Gavril. Când mă ducea pe coridoare cu căruciorul, o foarte drăguță asistentă, vedeam împrejur oameni bolnavi care abia se țineau pe picioare, sprijiniți de păreți cu tristețe și disperare în priviri, în căutarea abstractă a celui care îi va ajuta să iasă din starea această gravă cu viața. Eu sunt nu că bucuros, dar sunt obligat să fac această vaccinare. Multă lume este foarte nepăsătoare și amul fără măști.
Eugen Doga le-a mulțumit medicilor și asistentelor pentru grijă. De la începutul campaniei de vaccinare anticovid în Republica Moldova, compozitorul a fost printre primele persoane publice care au sprijinit imunizarea, promovând-o și într-un spot al Ministerului Sănătății, notează TVO.md. Artistul a mai fost bolnav de COVID în octombrie 2020 și atunci, fiind internat la spital, Eugen Doga, pe 1 martie, urmează să împlinească 85 de ani. Incendiu puternic în rezervația naturală Prutul de Jos. Peste 100 de hectare de stufăriș au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii au fost nevoiți să lupte cu flăcările mai bine de 8 ore. Totul s-a întâmplat aseară în apropierea localității Slobozia Mare, în lunca lacului Beleu. Imediat la fața locului au fost trimise 7 autospeciale de intervenție. Salvatorii au reușit lichidarea incendiului după 7 ore, datorită intervenției eficiente a echipelor de pompieri în comun cu colegilor de la Poliția de Frontieră din sudul țării. A fost posibilă salvarea zonei incubatorului de păsări din rezervația Prutului de Jos. Circumstanțele în care s-a produs incendiul urmează a fi stabilite. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 63 de situații de risc. În buletinul de vot ar putea să apară opțiunea împotriva tuturor. Este vorba doar de turul 2 al alegerilor locale și prezidențiale, acolo unde va exista un singur candidat, așa cum a fost de pildă la alegerile locale din municipiul Bălți. Dacă mai mult de 50% dintre alegători vor aplica ștampila votat în dreptul acestei opțiuni, atunci alegerile vor fi declarate nule. Comisia Electorală Centrală, care a făcut propunerea, așteaptă acum reacții și comentarii. Această propunere urmează a fi discutată. În cazul în care va obține o majoritate pentru a fi introdusă, urmează să fie revizuit și celelalte articole din codul electoral. Potrivit directoarei de la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, introducerea noțiunii împotriva tuturor în buletinelor de vot ar permite alegătorului să se exprime în felul în care dorește cu adevărat, atunci când niciun candidat nu îl reprezintă. Pe o parte se încurajează libertatea de exprimare, pe de altă parte se permite așa numitul vot de protest. La rândul lor, unii experți sunt de părere că această opțiune ar avea și aspecte negative pe care le-ar putea folosi concurenții electorali care nu sunt mulțumiți de rezultatul obținut. Astfel, s-ar putea ajunge chiar la nenumărate alegeri repetate. Anumiți candidați ar putea să facă agitație electorală împotriva tuturor, în mod intenționat. Vom avea eventual o situație când nu putem să alegem un primar sau președintele țării, pentru că au fost la limită rezultatele și respectiv se perpetuează această situație când trebuie să repeți alegerile până când o să alegi pe cineva. Și unii alegători de rând consideră că scrutinele de asta sunt organizate ca să votăm pe cineva, dar nu împotriva tuturor. De ce trebuie împotriva tuturor? Lămuriți, de ce trebuie împotriva? Da sau nu? Când nu are rost să mergi la vot în cazul dat. Mergi să votezi, că să nu votezi. Adică nu știu, nu înțeleg care e sensul. Totuși, unii salută această propunere a Comisiei Electorale Centrale și spun că astfel oamenii și-ar putea manifesta nemulțumirea față de concurenți atunci când nu au pentru cine vota. Poporul de-a mâi e sătul de promisiuni și nu se face nimic. Nu se face nimic și numai hoții și numai fură și numai... Eu sunt de acord, cred că, să fie împotriva așa rubrică. Desigur că ar fi bine să știe. Așa votăm cu ochii închiși și pe urmă îți bagi joc de lume. Dacă nu vrei să votezi pe nimeni, ce nu? Cred că da. În prezent, opțiunea împotriva tuturor pe buletinelor de vot se utilizează în India, Indonezia, Grecia, unele state din Statele Unite, Ucraina, Belarus, Spania, Bulgaria și Marea Britanie. Atenție la lucrurile de valoare pe care le găsiți din întâmplare. Potrivit legislației, este obligatoriu să anunțați poliția. În caz contrar, riscați să fiți acuzați de furt. Așa s-a întâmplat cu o femeie care a găsit 10.000 de lei și nu i-a predat oamenilor legii. Acum ea riscă să achite o amendă de 7 ori mai mare decât suma găsită. Dar după ce cazul a fost făcut public, ea s-a prezentat la organul de anchetă și a întors suma. Cazul a avut loc într-un mall din capitală. Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere din interior, cum ridică banii de jos și mai apoi pleacă.
Din înregistrare se vede cum ulterior ar fi trecut pe la un magazin din același centru comercial și ar fi achitat cumpărăturile cu banii găsiți. Polițiștii au fost sesizați de proprietara banilor, o tânără în vârstă de 25 de ani, care le-a spus oamenilor legii că în timp ce se afla la cumpărături a pierdut 10.000 de lei. Poliția a inițiat imediat o cauză penală pentru furt. Pentru fapta sa, femeia care a găsit banii riscă o amendă în valoare de până la 67.500 de lei sau chiar până la 4 ani de închisoare. Însă, după ce acest caz a fost făcut public de poliție, ea s-a prezentat la organul de anchetă și a întors banii. Cu toate acestea, juriștii precizează că, potrivit legislației, bunul găsit continuă să aparțină persoanei care l-a pierdut, iar cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie proprietarului, dacă nu poate fi identificat, să-l predea autorităților administrației publice locale sau organului de poliție. Și mai există o prevedere: în cazul în care timp de 6 luni nimeni nu pretinde la bun, abia atunci poate fi întors celui care l-a găsit. Jocurile olimpice de iarnă de la Beijing au fost inaugurate, iar la ceremonia de deschidere a ajuns și Vladimir Putin. Înainte de eveniment, președintele rus a promis 10 miliarde de metri cubi de gaze pentru țara gazdă în cadrul unei întâlniri cu omologul său. Aflat în plină criză cu Occidentul, Putin a salutat legăturile strânse ale țării sale cu China. În timpul ceremoniei oficiale, liderul de la Kremlin a fost surprins în timp ce aparent dormea. Era exact momentul în care pe stadion defilau sportivii din Ucraina. Deși oficialii ruși nu pot participa la competiții sportive internaționale din cauza unui scandal de dopaj, aceștia pot fi prezenți dacă sunt invitați de președintele țării gazdă. Dintre cei puțin peste 20 de președinți sau premieri care urmează să participe la ceremonie, aproximativ jumătate provin din țări cu regim autoritar. În listă se regăsesc liderii democrații, inclusiv din Argentina, Mongolia sau Serbia. Vor lipsi însă liderii marelor puteri democratice, întrucât Marea Britanie, Australia și Canada se numără printre cei care se vor alătura boicotului diplomatic al jocurilor inițiat de Statele Unite din cauza încălcării de către Beijing a drepturilor omului. Alții au invocat pandemia sau controlele stricte de la Beijing privind COVID-19. La Jocurile Olimpice vor participa și sportivi moldoveni. Despre cine este vorba, aflați la rubrica Sport. Între timp, Rusia a deplasat în ultimele zile aproximativ 30.000 de militari și armament modern în Belarus. Este vorba de cel mai mare lot de echipament militar pe care Rusia l-a expediat într-o țară vecină de la închiderea războiului rece, susține conducerea NATO, care a și oferit aceste informații. Ieri, ministrul rus al apărării a mers în Belarus ca să verifice pregătirile pentru exercițiile militare comune din această lună. Antrenamentul s-a desfășurat pe un poligon din regiunea Brest și a fost supervizat de Sergei Șoigu împreună cu omologul său belarus. La acest exercițiu a participat un grup tactic comun de brigadă de peste 2.000 de militari și 300 de echipamente. Prima etapă a exercițiilor comune se desfășoară până în 9 februarie, apoi va începe faza activă, ce va dura până pe 20 februarie. Președintele belarus a declarat că intenționează să cumpere practic toate echipamentele transferate de Rusia în Belarus. Pentru aceste acțiuni militare, Rusia a dislocat efective și echipamente militare neprecizate în Belarus, care are de asemenea graniță cu Ucraina. De partea cealaltă, secretarul general al NATO a avertizat că trimiterea trupelor rusești în Belarus, țară vecină cu Ucraina, este cel mai mare lot expediat vreodată de Rusia de la războiul rece încoace, evocând peste 30.000 de militari. Exercițiile survin pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Occident legate de Ucraina. Moscova neagă orice intenție privind o ofensivă în țara vecină și acuză, dimpotrivă, Ucraina și NATO de tensionarea situației. Luni, în Federația Rusă, urmează să ajungă președintele francez Emmanuel Macron, iar marți, cancelarul german Olaf Scholz. Oficialii merg la Moscova pentru a discuta despre granițele de securitate cerute de Rusia. Vladimir Putin urmează să explice modul în care înțelege el răspunsul inițial al Statelor Unite la cererile părții ruse.
Situația din Turcia devine tot mai disperată din cauza scumpirilor necontrolate. O mulțime de oameni trec printr-o perioadă dificilă. Inflația a atins nivelul de aproape 49%. Câteva alimente au ajuns atât de scumpe încât aproape nimeni nu și le mai poate permite. În unele supermarketuri s-au montat sisteme antifurt la rafturile cu brânzeturi, cafea, ciocolată, ulei de floarea soarelui și chiar nuci. Imaginile au fost prezentate de un ziar local și vin pe fondul devalorizării puternice a lirei turcești. Fotografiile surprind mai multe produse alimentare care sunt protejate de furt cu ajutorul lacătelor. Se întâmplă după ce inflația a atins 48,7% în Turcia în urma reducerilor ratelor dobânzii, cel mai ridicat nivel după ce partidul președintelui Recep Erdogan a venit la putere acum mai bine de două decenii. Noile date despre inflație au fost anunțate la numai câteva zile după ce Erdogan l-a demis pe șeful Institutului Turc de Statistică. Wir sind entschlossen, der Inflation, die wir schon einmal auf 6% gesenkt hatten, das Genick zu brechen und sie so schnell wie möglich wieder auf einen einstelligen Wert zu bringen. Astfel, inflația a depășit toate scenariile sumbre ale analiștilor și a ajuns la cel mai mare nivel din aprilie 2002 până acum. După cum relatează un post turcesc de televiziune, chiar și cetățenii bogați sunt puternic afectați, iar pentru oamenii de rând situația a devenit de nesuportat. O vreme va trebui să suportăm inflația, a recunoscut Erdogan, care a adăugat că guvernul său va lupta împotriva ei așa cum a promis. Un papagal kleptoman a devenit star în Noua Zeelandă după ce a furat o cameră de luat vederi și a făcut, fără să vrea, o filmare spectaculoasă în regiune. Papagalii și-au făcut un renume de hoți pentru că obișnuiesc să fure orice, portofele, bijuterii, mâncare, chiar ștergătoare de parbriz și, în general, cam tot ce le atrage atenția atunci când au în preajmă oameni. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează rubrica Sport, iar la 20.00 întreabă Ghețu. Vă invit să accesați și site-ul tvo.md. Dacă dețineți informații despre care vreți să facem știri, lăsați-ne mesaje pe Facebook sau Telegram. Să aveți o seară frumoasă, un sfârșit de săptămână excelent. Vă mulțumesc că ne priviți!